Comitetul Național de Coordonare a Activității privind vaccinarea împotriva COVID-19 a informat joi despre modalitățile de administrare a vaccinului împotriva COVID-19 pentru grupa de vârstă 5-11 ani, începând cu data de 26 ianuarie. Platforma de programări este funcțională, iar părinții pot intra prin control lor și programa copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani la vaccinare în centrele disponibile. La nivel național sunt înscrise pe platformă 291 de astfel de centre la nivelul județului Suceava, potrivit Direcției de Sănătate Publică, la fiecare centru de vaccinare deja existent, există dedicat câte un flux special pentru vaccinare pediatrică. Cu uh, vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani, pe 24 și 25 ianuarie urmează să recepționăm două tranșe de vaccin pediatric de la compania Pfizer, în total fiind vorba de 114.000 de doze. Aceste doze vor fi alocate către centrele regionale de depozitare, câte 12.000 de doze pentru fiecare centru regional de depozitare. Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Timișoara și aproximativ 42.000 de doze vor veni la Institutul Cantacuzino, iar aceste doze vor fi repartizate ulterior către fiecare județ în centrele de vaccinare. În momentul de față sunt 219 centre de vaccinare, cabinete de vaccinare pediatrice disponibile la nivel național. De astăzi este deja posibilă programarea în platforma de programare RoVaccinare. Centrele care au cabinete pediatrice sunt configurate în platformă cu denumirea de Pped, așa vor fi regăsite și au uh, asociat un icon care uh, arată practic prezența unui cabinet pediatric. Se poate selecta din platformă afișarea doar a cabinetelor pediatrice și în felul acesta se poate face programarea prin contul părinților ca și pentru cei Ceilalți minori cu vârsta de peste 12 ani. Ceea ce vreau să mai spun este că. Chiar dacă de astăzi, din momentul în care noi vorbim, este disponibilă programarea, prima zi în care se poate face vaccinarea va fi 26 ianuarie. Deci pe 26 ianuarie începe efectiv vaccinarea, ținând cont că pe 24 și 25 primim dozele, ele vor fi repartizate către centrele de vaccinare și atunci, în 26, va fi prima zi de vaccinare. Atenție, platforma... Are posibilitatea să se programeze mai devreme persoanele decât uh, 26 ianuarie, dar, repet, prima zi pe care o selectăm pentru vaccinare va fi 26. Schema de vaccinare este, uh, constă în două doze, administrate la interval de 21 de zile. Doza uh, administrată este de 10 micrograme, practic reprezintă o treime din doza pe care o folosim la persoanele de peste 12 ani. Și este important de menționat că dacă o persoană care are aproape 12 ani, deci 11 ani și 11 luni, la prima doză va primi doza pediatrică de 10 micrograme și dacă va împlini 12 ani înainte de efectuarea dozei 2, doza 2 se va efectua cu aceeași doză pediatrică, adică de 10 micrograme și nu cu doza de 30 de micrograme. Este obligatorie prezența părinților împreună cu minorul la cabinetul de vaccinare pentru acordarea consimțământului informat sau, în, cazul, în cazurile particulare, prezența reprezentantului legal, tocmai pentru a se acorda consimțământul informat și a se efectua triajul medical. Toate procedurile și instrucțiunile sunt transmise către centrele de vaccinare. Ele sunt deja disponibile încă din luna decembrie. Centrele sunt amenajate, sunt pregătite. Săptămâna viitoare vom prezenta două materiale video cum este configurat un cabinet pediatric și, de asemenea, traseul unui copil în cabinetul de vaccinare, tocmai pentru a fi mai ușor de înțeles că nu diferă cu nimic procesul de vaccinare față de ceea ce se întâmpla până la acest moment. De asemenea, vreau să menționez faptul că pentru anul 2022. Sunt contractate circa 550.000 de doze pediatrice de vaccin, ceea ce ajung pentru aproximativ 250.000-260.000 de copii. Și recomandarea noastră fermă este de a se administra celor care sunt în evidență cu afecțiuni cronice, care nu au istoric de trecere prin boală, tocmai pentru a beneficia în primul rând cei care au cea mai mare nevoie și care, prin natura bolilor pe care le au, au risc să facă forme moderat, severe sau chiar grave de îmbolnăvire cu spitalizare. De asemenea, prezentarea la cabinetele de vaccinare se poate face și fără programare, însă. Ținând cont de faptul că vorbim de flacoane multidoză cu 10 doze, pentru a reduce riscul de irosire a dozelor și de sacrificare, Recomandarea noastră este să facem totuși programare tocmai pentru a exista un management mai bun al stocurilor. Va fi mai ușor de gestionat, de gestionat stocul de vaccin pediatric. De ce? Pentru că are o stabilitate la 2 grade, deci la frigider obișnuit, pe o perioadă de 10 săptămâni, spre deosebire de vaccinul pe care îl folosim în momentul de față, care are doar 4 săptămâni.